Doar 6 locuri mai sunt libere la terapie intensivă în acest moment, în toată țara, deși premierul Florin Câțu a cerut mărirea capacității de la terapie intensivă la 1600 de paturi. Vlad Voiculescu se mulțumește să rămână un simplu agent constatator. Mai exact, ne spune cu serenitate ceea ce știm deja cu toții, și anume că situația este gravă. Pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu obiectivul acela de a avea 1600 de paturi la ATI, încă nu este atins, dar recunosc că am avertizat atunci și din păcate a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi sunt 1531 de persoane internate în ATI și încă doar 6 locuri libere la nivel național. Premierul Florin Câțu cere mai multe paturi la ATI. Ce face ministrul sănătății, ca de obicei, doar constată. Am spus-o de multe ori că situația nu este una ușoară. Am folosit de mai multe ori cuvântul critic. De 3 luni de zile încercăm să căutăm soluții. Am făcut reorganizarea spitalelor COVID-19 din ordinul de ministru 555, așa încât pacienții să aibă acces la servicii de îngrijire corespunzătoare. Câțu susține că încă mai are așteptări ca Vlad Voiculescu să facă totuși ceva în criza din sănătate. I-a cerut acestuia să îi explice cum a pregătit valul 3 al pandemiei, pe lângă situația de la Foișor. I-am cerut, nu acum, știți foarte bine că am cerut să fie prezentat un raport la modul în care a fost pregătit acest val 3 și care sunt soluțiile. Și am cerut, bineînțeles, să facă prezentări sau conferințe de presă, declarații de presă săptămânal. Nu, de atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru la toți miniștri, nu doar de la Ministerul Sănătății. Trebuie să comunicăm, mai ales în această perioadă, foarte mult și transparent. Este un lucru la care am cerut de la toți miniștri. Transparență, coerență, profesionalism. Ce a înțeles Voiculescu este greu de spus. În timp ce o țară întreagă a văzut disperarea pacienților scoși în miez de noapte din spital, Ministrul Sănătății s-a lăudat că oamenii ar fi de fapt solidari cu el. Scandalul mediatic din ultimele zile a fost despre cei puțin peste 100 de pacienți externați de la Spital Foișor. Am vorbit cu toți acești pacienți externați care sunt acum acasă și ne-am informat de asemenea asupra stării de sănătate a tuturor pacienților care au fost transferați din Spitalul Foișor în alte spitale din București și din țară. Împreună cu colegi din Ministerul Sănătății i-am sunat personal pe fiecare dintre cei externați, pe mulți i-am sunat personal în cursul zilei de ieri și de astăzi. Fără excepție, cei cu care am vorbit și-au declarat solidaritatea cu cei care acum se luptă pentru propria viață. Fără excepție, oamenii au fost impresionați de faptul că acum, în acest moment, la Spitalul Foișor, pacienți care au nevoie acută de terapie intensivă sunt ajutați să lupte pentru viețile lor. Despre cât de impresionați au fost pacienții de deciziile lui Voiculescu, cel mai potrivit ar fi să ne uităm chiar la ce spuneau aceștia. Oamenii ăștia își vor scurta viața spectaculos, să distrugă în asemenea spital unic în Europa de Est, da? Această bijuterie, ca să aduci COVID, în timp ce la Pipera, într-un an de zile, nu ai putut să faci 500 de paturi.